Așa? Alte schimbări? Nu, puteți rog. Alte momente? Oleg sau altcineva? Da? Minunat. Începem. Bună ziua! Eu mă numesc Dana Potic și sunt trainer facilitatoare în cadrul acestui atelier, în cadrul acestei activități. Colegul meu, Sergiu Găină, împreună facem parte din echipă cu Ludmila Grâu. Mă numesc Constantin Purca, sunt student, voluntar al organizației non-guvernamentale ca Român Nord, GOLTS. Mă numesc Grâu Cătina, sunt masterandă și fac voluntariat la Windows Moldova. Mă numesc Filipenco Cristina, sunt voluntară a proiectului Organizației Internaționale Neguvernamentale Concordia Proiecte Sociale. Mă numesc Nicolae Ciugene, sunt student și voluntară, delegată de la Centrul Viață cu Speranță, BAC. Sunt Bagria Svetlana, sunt reprezentantă a Centrului de Perspectivă de Capul. Mă numesc Bezera Oana, sunt specialist șef relații publică și mass media, Centrul Dacia Soroca. Bună ziua, mă numesc Rusu Valentina, sunt profesoară la Colegiul Pedagogic din Soroca și sunt voluntară la Centrul de Resurse pentru Mediul Dacia. Bună ziua, mă numesc Mariana Revenu, sunt profesoară de pedagogie la Colegiul Pedagogic Mihai din Soroca și sunt voluntară la Centrul de Mediul Dacia Soroca. Vă zic să vă toți și mă numesc cursul Iana, sunt coordonatoră cadrul Centrului de Resurse pentru Mediul Dacia Soroca și totodată sunt studenta anul 3 Facultatea Drept de la Institutul Extern de Economie și Drept de Asta. Bună ziua, mă numesc Diana Plopeț-Preașca, activesc ca psiholog în cadrul Asociației Ortej Demos de la Edileț, ca psiholog în cadrul Serviciului de Integrare Socio-Profesională a Timpilor de Favorizanță. Sunt Gabriela Dăraba, profesor de istorie la Liceul Teoretic Mișleu, coordonez activitatea Euro Club din Orășel. Bună ziua, mă numesc Marina Ambrosie, sunt filolog de specialitate, sunt președintele organizației non-guvernamentale, grupul de inițiativă VIE din Durlești. Eu stau de la Durlești, mă numesc Oleg Brega, sunt fost dinamic public la Jurnal TV, emisiunea mea închis-o, sunt membru fondator în Asociația Hyde Park, membru în alte diverse organizații, militant pentru drepturile omului, activist civic, persoană incomodă. Salutare, mă numesc Elena Nofit, sunt coordonator comunicare și relații cu publicul în cadrul Coaliției Nediscriminare. Bună ziua, Carolina Căzăciu, mă numesc, sunt consultat principal avocatului parlamentar în cadrul instituției avocaților parlamentar, Centrul de Drepturile Omului din Moldova. Și eu sunt avocatul parlamentar Tudor Lazar. Unul din patru. Unul din patru, da. Ombudsman. Bună ziua, eu mă numesc Marin Ava, sunt președintele Uniunii Tinerilor Rom de Republica Moldova, Tarna Rom. Bună ziua, Angela Frăuf, sunt coordonatoare de program Lobby și Advocacy din Centrul de Informații Gender Document. Eu mă numesc Galina Petcu și lucrez în Asociația Rusească pentru Copii și Neuri pe Creia din Unghii. Bună ziua, mă numesc Petru Oxiem, sunt student Universitatea de Stat din Dolț, plus și voluntar. Delegat la Asociația Bună ziua, sunt Dorica Alexandra, sunt student anul 3 tot la Universitatea de Stat ale cursului VLS. De asemenea, sunt voluntară, sunt voluntară în mai mult centru, dar sunt delegată din acest studiu. Mersi! Mersi foarte mult! Și, Ludmila, deja o cunoașteți. Atunci să începem discuția noastră. Dacă aveți o preferință, cine ar putea începe? Poate cel care se grăbește mai mult sau da, care... Da, da. Bine, eu o să trec așa să fiu grăbun de tot, da, și eu să mă prezint și să vă văd de dumneavoastră. În primul rând, sunt unul dintre patru, cum a zis domnul Brega, adică cei patru evangheliști erau trei, Luca și Matei, da, eu sunt Tudor Lază, reprezint instituția avocatelor parlamentari. Numit în această funcție în 2010 și pe un mandat de 5 ani și mai am ceva timp ca să-mi realizez mandatul. Sunt mulțumit că
Sunt prezent aici cu dumneavoastră și vreau, în primul rând, să mulțumesc organizatorilor care mi-au acordat această invitație. Și privind la dumneavoastră, zic că e insuportabil de trăit împreună. Așa. Dar de trăit separat este moarte, nu? Și ce alegem? Să trăim împreună, da? Să trăim împreună. Privesc la mâna mea, ies și mă uit că ea este. Adică nu toate dințile sunt la fel. Unul este mai gros, altul mai lung, ceva unul mai mic. Așa și noi, societate, suntem diferiți. Suntem diferiți, dar suntem ființe umane. Unii avem o viziune, alții au o altă viziune, însă noi toți ne-am născut egal și în demnitate egală. Dat fiind faptul acesta, ce trebuie noi să facem? Trebuie să ne stimăm unul pe altul. O stimă, cred că este atunci când îi permiți celui care este alături să facă ceea ce lui îi place. Ar fi bine, nu? Da, așa și trebuie să fie. Însă, sunt și niște norme. Sunt și niște reguli care noi toți trebuie să le respectăm. În situația când cel de alături nu respectă regulile unanim recunoscute, ce este cu el? Este tras la răspundere pentru încălcarea acestor norme. Pe timpuri, ce făceau? Pe timpuri, din comunitate, îl alungau, da? Alungându-l din comunitate, persoana era... Așa. La pieire, sortită la pieire. De aceea, noi trebuie să trăim în comunitate, împreună, indiferent de rasă, de etnie, de limba pe care noi o vorbim, de confesiunea pe care noi o avem. Sau nu avem. Sau nu avem, așa, corect, sau nu avem, pentru că și ateii au același drept ca și credincioșii. Nu contează originea noastră socială, nu contează averea, nu contează. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a mai indicat o... indiferent de orice altă situație. Iată, pe parcursul acestor multor ani, din anul 1950, când Convenția Europeană a Drepturilor Omului a început să fie promovată în țările Consiliului Europei, dar noi suntem țară a Consiliului Europei de când? Din 1995. Din 1995 noi suntem membri ai Consiliului Europei, și din 97, potrivit legii, din 98, funcționează cel pentru drepturile omului. Însă, revin la chestiunea noastră, că în convenție este indicată o sintagmă, orice altă situație. Păi își puneau întrebarea, ce trebuie să înțelegem sub orice altă situație decât rasă, etnie, limbă, confesiune, etc., etc. În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a zis, noi știm ce, în urma examinării mai multor petiții, că orice altă situație include vârsta. Stăteam de vorbă cu Dana și ziceam că atunci când pe Socrate îl judecau, lui Pedru, știți ce promova Socrate, da? Nu? Ai, o să citiți, o să vedeți. Lui i-au interzis să vorbească cu tineretul, deoarece se considera că îl pervertează. Și el prelungea să vorbească cu tineretul. Fiind chemat din nou la judecată, zice, de ce dumneavoastră încălcați ceea ce noi v-am interzis. Adică să nu conversați cu tineretul. Știți ce a răspuns? Eu vreau să înțeleg care este vârsta tineretului. Eu mă sunt tânăr. Este de 15 ani, de 20 de ani, de 35 de ani, nu știu, nu ați indicat. Adică, cred că
totuși trebuie să fie o vârstă tineretului. Astăzi, vârsta tineretului, om tânăr se consideră o persoană care a depășit vârsta de 35 de ani. Era 25 de ani tânăr, da? 30. Astăzi, comunitatea mondială zice că persoana este tânără încă la 35-40 de ani. Adică noi toți cu dumneavoastră suntem. Majoritatea. Adică majoritatea suntem tineri, da? Eu puțin mai tânăr, dar mă simt tânăr. Așa, o altă situație este orientarea sexuală. Orientarea sexuală este o problemă în societatea noastră destul de neînțeleasă. Și dumneavoastră, în activitatea dumneavoastră, cred că trebuie să lămuriți lucrul acesta și în școală, și în grupurile în care dumneavoastră vă duceți, pentru că orientarea sexuală alta decât cea tradițională, cum se zice, nu mai este o boală. Așa se vorbea până în anii 90. Zice că aceasta este o boală și lăsăm lucrurile în pace. Nu este boală. Orientarea sexuală nu este boală și noi trebuie să recunoaștem și să îi avem alături pe persoanele acestea, așa cum sunt alte persoane alături de noi. Aceasta va fi o reciprocitate de stimă. Și știți cum mai spunea un elev, zice că dacă acest prof dorește ca eu să-l stimez, mai întâi de toate, el trebuie să mă stimeze. Și așa și trebuie să facem. Pentru că noi toți suntem egali. Noi trebuie să stimăm ca să fim stimați. Și vorbim de persoanele în vârstă. Știți câteodată mergi pe drum și vezi o persoană în vârstă și te miri. Zici, uite și bătrâneța a ieșit în stradă, da? Și merge bătrâneța aceasta încetul, cârja în mână, cu bățul acela, cu bastonul. Și trebuie, cred că, să-i oferim și o atenție alta, fie în transport, fie... Adică acesta tot ar fi un mesaj al dumneavoastră dat tinerii generației. Mai, da? Cred că ar fi o atenție să acordă dumneavoastră și persoanelor cu dizabilități. Pentru că nu vreau să greșesc, dar nici nu greșesc, transportul. O persoană care este cărucior, cum ea se urcă în troleibuz? Bine, troleibuzele acestea care au venit din Belorusia, da, care au fost cumpărate, încă este posibil, dar alte troleibuse la stații nu sunt rampele acestea. Așa. O altă problemă. Și sunt o mulțime de probleme pe care dumneavoastră trebuie să le vedeți, să le analizați și să lămuriți. Suntem biologic diferiți. Femei și bărbați. Ne este oare de făcut o discriminare între aceste genuri? Cred că la fel trebuie să lămuriți că nu. Și mai ales și la băieței și la fetiță de lămuri chestiunile acestea. Pe când țineam o lecție, pentru că mai sunt și conferențiar universitar, mai țineam o lecție la universitate, așa, băieții de 22 de ani, 21, pentru că țineam lecție la anul terminal, ei, fata aceea, ziceam, luați seama că pe fetița aceasta, când s-a născut părinții, la fel o așteptau cu drag ca și pe tine. Așa? Înseamnă că nu contează, e fetiță, e băiat, trebuie să fie stimat în aceeași măsură. Reciprocitate, din nou, mă întorc la ea. Pe urmă, aveți dumneavoastră, să zicem, o lecție sau o întâlnire cu un grup de persoane mai în vârstă. Adică cum în vârstă, căsătoriți, cu familie, cu copii, cred că trebuie să le lămurim noi împreună cu dumneavoastră situația că nu e bine să pui tot pe umărele femeii. Iarăși vorbeam. Zice, sunt
femei care reușesc. Reușesc și la serviciu, și voluntariat fac, și una și alta, dar cum reușesc? Reușesc deoarece acasă are un spate, un suport. Așa, un susținător. Și suportul celălalt care o ajută este bărbatul. Bărbatul familiei, care și copilul poate să mai duce undeva, să mai plimbă prin parc, poate și un cartof rade, poate și, eu știu, face focul, doi cartofi. Poate și spală, adică... Hrănește că așa, se îndeplinesc lucrurile gospodărești, se împart proporțional. Poate undeva, de ce nu, el poate face mai mult în gospodărie, deoarece are mai puține activități obștere, de voluntariat. Și n-aș dori, mai ales, zic, n-aș dori ca violența aceasta în familie, și cred că dumneavoastră trebuie să o lăburiți, violența în familie este inacceptabilă într-o societate. Eu nu zic democratic, pentru că și în societățile democratice există violență. În societatea noastră violența există, dar ea este undeva și ascunsă. De ce este ascunsă? Pentru că nu doresc să scoate gunoiul din casă, așa zic femeile noastre. Păi ce a fost, a fost, mi-a tras o palmă. Undeva și o lună în urmă, noi am avut o plângere de la o doamnă în legătură cu faptul că concubinul a bătut-o. Am reacționat, a fost consiliera mea nemijlocit în teren, a fost la poliție, a fost la procuratură, s-a făcut totul pentru ca această femeie să plece la casa mărioare, da? Să plece la casa mărioare cu ulterioara adoptării unei ordonanțe de protecție. 7 zile și a venit acasă. Știți, ulterior, adoptării, ulterior venirii acasă de la această instituție, nu mai dorește să se adopte ordonanță de protecție în privința concubinului. Nu. Au încercat să o suni colaboratorul nostru la telefon. Așa vedea telefonul, gata, nu răspundea. Și când deja ne-am dus cu polițistul să vedem, nu mai vreau eu, noi ne-am împăcat, noi trăim bine, nu mai vreau eu să plece de lângă mine și așa mai departe. Poate e bine. Eu nu zic, nu mă implic în viața nimănui, pentru că viața intimă și de familie este respectată de lege și uitați-vă cum domnul Bregă de la început, așa în glumă dumnealui, dar dumnealui, poate încă, știți, gândire, dar a întrebat, cine dorește, eu nu-l filmez. De ce? Pentru că dumnealui nu dorește să aibă ulterior probleme. Da? Pe mine poate să mă filmeze și din spate și din față, pentru că eu sunt o persoană publică și, adică, trebuie să suport. Tot ce este domnul Bregă poate să îmi dea și întrebări, da? Poate nu-mi convin întrebările acestea, dar eu trebuie să răspund, eu nu trebuie să fug de camera lui de luat vedere. Dumneavoastră sunteți persoane private. Persoanele private se bucură de o mai mare protecție decât persoanele publice. De aceea, dumneavoastră corect a reacționat atunci când a întrebat cine dorește, cine nu dorește, eu nu insist. Am zis că pe pământul țării noastre, pe pământul actual țării noastre, noi suntem o țară tânără, o țară de 22 de ani numai. Dar pe acest teritoriu de secole a trăit și trăiește o populație de etnie romă. Când stai și întrebi unele persoane, păi ai vrea să ai un vecin rom. Păi, nu, domnule, ferește. De ce nu? Da? Dar de ce nu? De ce nu? Haideți să schimbăm și aceste stereotipuri învechite, deoarece iarăși mă întorc la faptul că noi suntem toți egali și ne-am născut egali. Ne-am născut egali. Ulterior, ne-am pus haine pe noi, da? Da? Care și-a pus o haină mai scumpă, care o haină mai puțin scumpă. Știți
atunci când ei, da, o să zic așa cum e, când se duc la bani. Da. De aceea și populația de etnie romă trebuie acceptată așa cum este. Nu trebuie de mers pe calea că romii sunt coți, sunt cerșători, sunt răi, sunt nu știu cum, sunt nu știu cum. Dar fiecare individ aparține unei comunități. Fie că aparține pe principiu de cultură, fie că aparține pe principiu de profesie, fie că aparține pe diferite principii, însă dacă este un rom rău, criminal, aceasta nu înseamnă că toată cultura, tot poporul acesta este rău. Pentru că, ne scuzați, dacă este să luăm în procent, să calculăm câte crime sunt comise de către romi și de către moldoveni, procentul va fi totul altul și nu în favoarea majorității acestui teritoriu. Așa că noi trebuie să analizăm și aceste lucruri. Și ce să vă mai zic, să fim foarte atenți atunci când vorbim și ne exprimăm. Pe timpuri erau bancul, ce este bancul? Da, o anecdotă. O istorioară scurtă. Și multe istorioare scurte hazlii. Și cineva încă și astăzi mai permite niște, adică da, ce am spus eu, o expresie așa. Să zicem, unii policieni își pot permite să zică, ei, ăla vorbește ca la gura cortului. Stai, domnule. Expresia la gura cortului, noi înțelegem că ea se referă nemijlocit la o etnie. Și din ce cauză? Păi nu numai etnie ce vorbește așa de urât. Trebuie poate să ne reorientăm. Poate trebuie altfel să zicem. Sau cineva i-a zis cuiva că, păi ce să vorbești cu dumneavoastră, ea este din dealul Soroce. Da. Și asta la nivel, nu la nivel, la nivelul nostru, să zicem, da? Iată, noi acum suntem, dar la nivel, na, nu o să zic la ce nivel. Și lucrurile acestea nu sunt prea bune. De ce? Pentru că noi ne străduim ca pe cineva să-l limităm. De ce se face lucrurile astea? Pentru a ne simți așa, da? Mari și puternici, da? Și cineva este dat la o parte. Și noi, adică, putem să-l dăm pe cineva la o parte, ca noi să mergem, da? Lucrurile acestea, dumneavoastră, cred că trebuie să le expuneți. Nu cred, eu sunt departe de gândul că dumneavoastră nu cunoașteți lucrurile acestea. Pur și simplu am venit în fața dumneavoastră să ne spun și eu un punct de vedere pe care dumneavoastră o să-l puneți alături de punctele de vedere ale dumneavoastră pe care le aveți și lângă cunoștințele dumneavoastră de care dispuneți. Vă mulțumesc! Noi neapărat vom discuta și despre stereotipuri și prejudecăți și de fapt cele care ați menționat, criterii, agențiile care urmează sau la alte activități care le vom face. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție și dacă sunt acum întrebări din partea participanților, dar și din partea celorlalți invitații ai noștri. Dar cum vă simțiți mai comod? Puteți lua loc? Eu o să stau să aștept în picioare dacă sunt careva întrebări. Dacă dumneavoastră vă interesează activitatea Centrului pentru Drepturile Omului, sunt disponibil să vă povestesc ceva, dacă aveți timp. Participanții. Aveți timp, da? Bine, când expiră mandatul doamnei... Da? Doamnei Plămădeală și al celelalte doamne care s-a făcut de râs în Parlamentul Armeniei sau Azerbaidjanului. Armeniei, da. Așa. Eu vreau să zic că... Din patru avocați parlamentari,
Noi am fost numiți de către Parlament în diferite în diferit timp. Avocații parlamentari Munteanu, Grigoriu și Plămădeală au fost numiți la 30 octombrie 2008, așa că la 30 octombrie 2013 expiră mandatul la acești trei avocați. Eu am fost numit în această funcție și mi-a exercit mandatul, din 1 iulie 2010. Și fiind mandatul de 5 ani, mai am încă ceva timp, Și iată că avocatul... Să rămâneți singur. Poftim? Să rămâneți singur. De ce domnul Preca zice că o să rămân singur? Pentru că se preconizează modificarea legii 3.49 cu privire la avocații parlamentari, prin care se prevede că să fie un singur avocat, dar el să nu se mai numească avocat parlamentar, ci avocatul poporului. Și avocatul poporului va fi cel care va fi capul acestei instituții, însă instituția nu se va mai numi deja Centrul pentru Drepturile Omului, se va numi Oficiul Avocatului Poporului. Se prevăd unele modificări și în structura instituției, dar pentru moment e de vreme să vorbim până când legea nu este. Eu sunt tot timpul de natura aceea, dat fiind de formație jurist și activând mult timp în organe, că se poate de discutat asupra unei norme foarte mult, atât timp cât ea nu este adoptată, asupra unui proiect. Odată ce este adoptat, ea devine această normă, devine lege și ea necesită a fi executată. De aceea și zic că deocamdată se poate de discutat asupra, dar acestei legi cu privire la avocatul poporului, dar acest proiect de lege este pe masa deputaților și pare mi se chiar joi o să meargă la dezbatere. Iată, eu m-am vorbit dumneavoastră în ceea ce ține de respect, toleranță și diversitate. Într-o mare parte, cineva poate să reproșeze, domnul Lazar, deja treaba dumneavoastră este de sfârșit, deoarece noi avem Consiliul Național Antidiscriminare și Consiliul Național Antidiscriminare se ocupă cu toate problemele. Da, sunt de acord și cu această opinie a dumneavoastră, însă nu totalmente. De ce? Pentru că din activitatea, din competențe, avocatului poporului care va activa, nimeni nu i-a scos că dânsul nu trebuie mai mult să se ocupe cu ceea ce v-am vorbit eu aici în fața dumneavoastră. El va primi și mai departe sesizări din partea tuturor persoanelor și mai departe va reacționa așa cum cere către autorități de administrație publice, locale, centrale, pentru apărarea drepturilor și intereselor persoanelor. Va iniția procese în instanța de judecată, va acționa cu sesizări în Curtea Constituțională și va duce aceeași povară care a avut-o și până acum. Așa că trebuie să înțelegem un lucru. Se înțelege că noi nu suntem autoputernici, noi nu avem nici închisori, nici aparat de constrângere. Noi suntem ca și dumneavoastră cu cuvântul, cu vorba. Dorim ca să fie mai bine. Dar ceva mai mult avem decât dumneavoastră, drepturi, să sesizăm instanța de judecată, Curtea Constituțională, să avizăm proiecte de legi, chiar și să propunem niște amendamente la proiecte de legi în situația dacă considerăm cum vor fi luate în considerație. Asta e o altă treabă. Însă avem acest drept și îl vom avea. Dacă puteți sesiza Curtea Constituțională, ce-ar fi să o sesizați în privința obligativității pentru bărbați să facă armată, ceea ce cred eu că e un caz de discriminare prin lege, și în privința pragului electoral pentru candidații independenți, care e discriminatoriu în comparație cu cetățenii membri de partid?
niște întrebări foarte, știți, care dau de gândit. Iată, referitor la primul subiect... Armata obligatorie. Armata obligatorie, dar noi ce, nu e armata obligatorie? Armata obligatorie, dar noi deocamdată. Taman, asta și mai deranjează. De ce bărbații sunt obligați să facă armată și femeile nu? Discriminare, discriminare, da? Exact. Așa, discriminare. Ce mi-e interesă în asta, bărbații, nu? Deci, cred că aș vedea... Hai să obligăm prin lege bărbații să nască. Bună idee, mie îmi place. Nu, dar ideea ca și natură înseamnă că bărbatul este făcut mai puternic, probabil... Asta este părerea mea, eu nu vreau să fiu contrasesă. Ca să vreau să vedea... Femeia nu este obligată să nască, este alegerea ei și pentru bărbat nu are această alegere. Deci ar trebui să aibă alegere. Iată, referitor la problemele acestea care s-au iscat, vreau să zic că în această privință Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a expus și a zis că femeia este în drept să decidă să nască sau să nu nască. Câte nașteri să aibă? Una, două, cinci, șapte sau niciuna? Păi treaba costătrăcie, eu înțeleg și dumneavoastră. Dumneavoastră doriți ca totuși să existe în naturii o procreare, dar procrearea poate să o facă numai femeia, da? Iată unde cred că a stat întrebarea dumneavoastră, ca să spiritele să fie puse, da? La locul lor. Comparat cu armata, nașterea nu e formă de robie, de sclavagie. Când armata înseamnă exploatarea de către stat a unui tânăr apt, sănătos, timp de un an, fără remunerare. Obligatoriu. Domnul Brega. Asta eu cred că e robie. Domnul Brega, până când în Constituție lucrul acesta nu este strict delimitat, adică se va vedea, se preconizează. Se preconizează ca armata națională să treacă la armata profesională. Se preconizează și aceasta, pare mi se va fi, se preconizează din 2017, adică nu ne-a rămas suficient de mult și atunci va fi armata... Până atunci câte generații de tineri o să fie calicit, exploatate? Știți, m-am întâlnit odată cu o persoană și mă sfătuiam să-i lămuresc anume conceptul dumneavoastră. Știți ce mi-a răspuns? Și persoană tot. Zice că și voncit și mers. Știți, zice domnul Lazar, pe timpul pentru ce m-a armat și de-am bărbat. Păi, da, eu am înțeles că... Timpuri și nevasta era modă să o bat și copiii să-i bat, dar zic, ilegal. Timpurile s-au mai schimbat. Și nu trebuie noi să privim în urmă ce era bine atunci. Poate era bine atunci cu ciomagul, noi ducem la omorât mamântul. Tot era bine și femeia tătea și făcea în mâncare. Acum s-au schimbat timpurile. Situația constă și în alta. În alte țări zice că este obligatoritatea și mi-au adus... În Israel și fetele fac armată. Așa, la să fie ca în Israel sau să fie ca în Europa. Așa. Deci să fie egalitate. Eu tamam de asta am ridicat problema, pentru că mi se pare discriminatorii. Așa. Cred că treaba aceasta, ea se va rezolva pe parcurs, ea nu necesită o bătaie de cap chiar acum, la momentul acesta. Deci nu mai contez pe ombudsman, o să mă adresez la Consiliul Nediscriminare. Ca femeile să meargă la armată. Așa. Nu, ca să fie anulat și o obligativitate pentru bărbați. Așa și... Și am mai zis despre pragul electoral discriminatoriu pentru independență. Știți, aceasta fiecare țară și vede pozițiile sale politice și dacă într-o țară este 5%, în altă țară este 2%. Discriminarea interzisă prin lege în toate 47 de state membri în Consiliul Europei. De ce ești discriminat numai pentru că nu sunt membru de partid? Asta e un criteriu clar. Păi, de ce nu pot, nu am drepturi de a candida independent, aceleași ca și cetățeanul membru de partid? Nu, eu nu am găsit discriminare pentru candidații independenți. Candidații independenți pot să accede. Clar, o să mă adresez tot la Consiliu. Da, dacă și procentul pare mi se petrece cu mult mai jos de 5, este 2%. Pentru un candidat independent? Da. Știți câte voturi trebuie să aduni? Cât jumătate de partid?
cât 50 de candidați de lor, eu trebuie să strâng voturi ca să intru în Parlament. Asta mi se pare discriminator. Păi, cred că problema aceasta nu este numai... E clar, o să mă adresez la Consiliu. Așa, așa, așa. Bine, și... Atunci poate sperăm o colaborare între Consiliu și... Și ombudsman. Nu, decât să pună piedici ombudsmanul, mai bine să nu colaboreze. Nici măcar n-ați încercat, dar deja credeți... Am încercat și am văzut reacția, mersi. Prima tentativă, poate urmează și a doua. Eu înțeleg că domnul Bregă dorește ca această discuție noastră să fie mai productivă și mai interesantă. Și mai interesantă. Da, trag spuză la turta mea. Da, și iată cum dumneavoastră ați vorbit de provocare, anume dumnealui ca jurnalist îi se permite să provoace și persoana, mai ales persoana cu funcție de răspunde, trebuie să nu se supere pe întrebările pe care li se adresează. Dacă aveți întrebări? Da, cum apreciați dumneavoastră respectarea drepturilor omului în Republica Moldova, având în vedere că spuneți că activați de 5 ani, aproape? Eu le voi spune așa cum vin experții internaționali. Drepturile omului în Republica Moldova, undeva la 60-70% sunt respectate.